Părinte, mă neliniștesc atunci când spuneți că vom trece prin anii grei. Să vă iubiți, să fiți unite, formate duhovnicește, să aveți blândețe, să fiți un trup și să nu vă temeți de nimic. După aceea va ajuta Dumnezeu să cultivați dragostea cea duhovnicească, să aveți o astfel de dragoste precum are mama pentru copilul ei, să existe frățietate, jertfă, Căci, încet, încet vom trece și prin zile grele. Firește, noi, monahii, plecăm din lume și lăsăm cunoscuți și rude ca să intrăm în marea familie a lui Adam, a lui Dumnezeu. Mirenilor însă li se cere să aibă relații cu cunoscuții și rudele care trăiesc duhovnicește ca să se folosească. Creștinul care se nevoiește în lume se folosește atunci când are legături cu oamenii duhovnicești oricât de duhovnicești ar trăi cineva, are nevoie, mai ales în vremea în care trăim, de prietenia cea bună. Contactul cu oamenii duhovnicești ajută mult, mai mult decât studiul duhovnicesc, deoarece această bucurie a legăturii duhovnicești îi dă o mare dorință de a se nevoi duhovnicește. Chiar și la lucru, într-o slujbă obștească, este bine ca oamenii duhovnicești să se cunoască între ei și să se întrajutoreze. Se poate să presupunem să apară o problemă între colegi, să trebuiască să se sprijine reciproc, dar unul să șovăie să vorbească celuilalt dacă nu se cunosc. Părinte, dacă cineva nu vrea să ne ajute într-o nevoie, este corect să-i cerem din nou ceva de care avem trebuință? Nu, nu trebuie, poate să nu aibă atunci posibilitatea să ne ajute. Este ca și cum mi-ai cere o cruciuliță și ți-o dau. Îmi cer și altă dată, dar nu am să-ți dau și nu-ți dau. După aceea cumpăr cruciulițe ca să am să dau și vii și tu, dar nu mi ceri, deși eu aștept ocazia ca să le împart. Astăzi oamenii trăiesc în același bloc și nu se cunosc între ei. Mai de mult existau case cu curți care îi ajutau pe oameni să se cunoască între ei și la o nevoie unul îl sprijinea pe celălalt. Să presupunem că unul mergea cu căruța undeva și întâlnea pe un drum un cunoscut de al său. De unde vii? Unde mergi? îl întrebam. Într-acolo merg și eu. Urcă să mergem împreună. Sau altul, de avea în plan să meargă undeva cu calul, îl întreba și pe vecin. Tu unde vrei să mergi? Dacă poți aștepta, peste trei ore plec cu calul și te pot lua cu mine. Sau, mâine voi pleca într-acolo, hai la mine să dormi ca să plecăm împreună foarte de dimineață. Se gândeau oamenii la celălalt, și atunci când aveau posibilitatea, ajutau cu ceva, nu evitau să o facă. Aveau curiozitatea cea bună și întrebau ca să ajute în toate cazurile aveau cunoscuți chiar și în alte sate. Părinte, ce ajută ca oamenii să se lege între ei duhovnicește? În zilele noastre, chiar de nu vor oamenii duhovnicești să se lege între ei, îi va sili diavolul să se lege. Diavolul, cu marea lui răutate, face cel mai mare bine astăzi în lume. Să zicem că un tată, care este credincios și vrea, de pildă, să plătească meditațiile copiilor lui, va fi nevoit să afle un dascăl bun și credincios pe care să-l ducă în casa sa. Iar un dascăl care este credincios și vrea să dea meditații copiilor, pentru că nu a fost numit încă în post, va căuta o familie bună ca să se simtă în siguranță. Sau un meșter care trăiește duhovnicește, fie el vopsitor, mecanic, Caută să lucreze la o familie bună ca să se simtă în largul lui, pentru că într-o casă lumească își va găsi beleaua. Un creștin bun va căuta să bage în casă un lucrător bun care să fie și om credincios. În felul acesta, atât unul cât și celălalt vor încerca să caute un om duhovnicesc ca să poată lucra împreună cu el. Așadar, încet încet se vor cunoaște între ei oamenii duhovnicești din toate meseriile și din toate ramurile. Diavolul, prin răutatea sa, face bine fără să vrea, căci desparte oile de capre. Astfel se vor despărți oile de capre și vor trăi ca o turmă și un păstor. Mai de mult, satele aveau cioban și fiecare își dădea oile sau caprele ce le avea, unul cinci, altul zece, și pășteau oile împreună cu caprele, pentru că atunci caprele erau blânde și nu le împungeau pe oi cu coarnele. Acum caprele s-au sălbăticit și lovesc urât oile lui Hristos. Iar oile caută păstor bun și turmă numai de oi, pentru că așa cum a ajuns lumea, ea este numai pentru cei care trăiesc în păcat. De aceea se vor despărți oamenii și se vor despărți oile de iezi. Cei care vor voi să trăiască o viață duhovnicească, încet, încet nu vor mai putea trăi în această lume. Vor căuta să afle pe cei asemenea lor, pe oamenii lui Dumnezeu. Vor căuta duhovnic și se vor depărta și mai mult de păcat. Iar acest bine îl face acum diavolul cu răutatea lui, dar fără să vream. Astfel vedem nu numai în orașe, ci și la sate, pe unii alergând la cântece și jocuri, trăind în nepăsare și în păcate grele, iar pe alții alergând la priveghere, la paraclise, la întruniri duhovnicești. Acești oameni ajung să fie strâns legați între ei. În anii cei grei se creează o frățietate foarte puternică. În război, timp de doi ani, noi, soldații, am trăit în două companii și eram legați între noi mai mult ca frații, deoarece am trăit împreună greutățile și primejdiile. Eram atât de uniți încât unul pe altul ne chemam frate. Erau oameni lumești cu cugetare lumească, dar cu toate acestea nu voiau să se despartă unul de altul. Nu citiseră Evanghelia, nici cărți duhovnicești. Aveau o cultură lumească simplă, în sensul cel bun, dar aveau lucrul cel mai mare dintre toate, dragostea și frățietatea, Recent a murit un camarad de arme de al nostru, iar la înmormântarea lui s-au adunat și ceilalți din toate părțile. Cu câteva zile mai înainte, a venit și aici un fost militar, coleg de al meu, ca să mă vadă. Cum mă mai îmbrățișeam? Nu mai puteam ieși din brațele lui. Acum ne luptăm cu diavolul. De aceea căutat să vă înfrățiți mai mult. În felul acesta vom călători cu toți împreună pe drumul ce ni l-am ales, pe cărarea nevoioasă a urcușului spre dulcea Golgotă. Părinte, ieri mi-ați spus că pe toți oamenii pe care i-ați văzut zilele acestea, i-ați simțit ca pe niște frați. În ce fel este înrudirea duhovnicească? După trup suntem frați cu toți oamenii, toți suntem frați și robi ai Lui Dumnezeu, însă noi, credincioși, suntem pe deasupra și fii după har ai Lui Dumnezeu, răscumpărați cu sângele cel dumnezeiesc al Lui Hristos. În viața duhovnicească, după trup, ne înrodim prin Adam, iar după duh, prin Hristos. Cei care trăiesc duhovnicește simt această înrodire duhovnicească între ei. Gândesc la fel, urmăresc același lucru, au același scop. Dacă ai avea de pildă o soră după trup care să aibă programul ei să trăiască lumește, n-ai simți cu ea nicio înrodire duhovnicească. Înrodirea duhovnicească se destramă vreodată. Când unul încetează să mai trăiască duhovnicește, încetează de a se mai înrodi duhovnicește cu celălalt care trăiește duhovnicește. Singur se desparte, nu îl îndepărtează ceilalți. Precum cineva, cu cât trăiește mai plăcut lui Dumnezeu, cu atât se apropie de el, tot astfel, cu cât se depărtează de viața în Dumnezeu, cu atât merge mai departe de el. Nu la lungă Dumnezeu, omul singur se îndepărtează de Dumnezeu. Și precum harul dumnezeiesc este o putere care lucrează de departe și se transmite oamenilor tot astfel și lucrarea cea vicleană a diavolului este și ea o putere care lucrează de departe și se transmite. De pildă, două suflete, dacă sunt într-o stare duhovnicească bună și se gândesc unul la altul, între ele se face o legătură duhovnicească și unul transmite putere dumnezeiască celuilalt. Iar două suflete, dacă trăiesc în păcat și au o oarecare legătură între ele, de departe primește unul de la celălalt o influență diavolească. Se duce telegrama de la unul la celălalt. Părinte, atunci când există o astfel de legătură diavolească între doi oameni, dacă unul se schimbă spre bine, este ajutat și celălalt? Da, nu mai are legătură, pentru că celălalt nu ridică receptorul. Se întrerupe legătura și astfel nu mai are cum să comunicem. În felul acesta poate să-și facă probleme și, dacă vrea, se poate ajuta pe sine însuși. Când avem legături cu un om stăpânit de patimi, dar nu ne vătămăm de patimile lui, noi putem să îi influențăm caracterul. Dacă avem stare duhovnicească bună, sfințenie, influențăm mult deoarece lucrează Harul lui Dumnezeu, iar semenul nostru se folosește. Atunci când îl răbdăm pe fratele nostru din dragoste, el simte. Precum și atunci când există în lăuntrul nostru răutate, chiar dacă ea nu se manifestă, el tot o simte. Ceea ce are un suflet, aceea și transmitem. Patima va transmite patimă, mânia, mânie, urgia, urgie. În timp ce dacă în suflet există harisme, harisma se va transmite ca harismă. Adică atunci când cineva are legături cu oamenii virtuoși, se folosește? Sigur că se folosește. Dacă vei merge la o chilie în care se tămâiază mereu, când vei ieși, vei mirosi a tămâie. Dacă vei merge într-un grajd, vei lua mirosul grajdului. Dacă vei merge într-o casă lumească, atunci când vei pleca, vei mirosi a parfum lumesc. În timpul ocupației germane aveam cinci prăjini de pepeni diferiți. Pepeni americani ai școlii agricole, care erau pepeni albi, foarte mari, foarte dulci, pepeni locali de Argos, etc. Dacă din întâmplare dovlecii erau aproape de cei buni, de cei americani, dulceața din pepene se ducea în dovleac, acesta se făcea mai dulce, iar pepenele mai se arbăd. Tot astfel se petrece și cu polenizarea pe care o fac albinele mergând dintr-o floare în alta. Dacă vei vedea pepene cu buric mare, să știi că răsadul de pepene a fost lângă cel de dovleac. Dacă cumva pepenele de argos va fi aproape de un pepene bun, va lua dulceață din cel bun. Pepenele bun va pierde din dulceață dar cel puțin dulceața va merge în celălalt pepene. Dacă însă dovleacul va fi aproape de un pepene bun, dovleacul se va face mai dulce și dacă îl vei pregăti, va trebui după aceea o mână de sare. Pepenele pierde, dar nici pe dovleac nu-l folosește. În timp ce de este pepene, pierde desigur pepenele cel bun, dar celălalt devine pepene mai dulce. Vreau să spun că dacă un creștin care nu este destul de sporit merge lângă un om sporit duhovnicește, poate că cel de-al doilea se va osteni, se va păgubi puțin, dar primul se va folosi. Dacă însă un om lumesc care nu crede merge lângă un om duhovnicesc, osteneala și timpul cel depune omul duhovnicesc se vor pierde. Cel mult, cel lumesc va fi mișcat puțin de câteva lucruri duhovnicești, ce le va spune celălalt și le va filozofa lumește, adică le va interpreta în duh lumesc și nu se va folosi. Adică va deveni un dovleac mai dulce. În armată, la transmisiuni, aveam un tabel de recunoaștere cu câteva caracteristici concrete, și astfel ne dădeam seama ce stație era a noastră și care era străină. Așa cunoșteam stațiile noastre. Pentru o perioadă de timp în care am făcut lecțiile de transmisiuni, făceam intervalul și încercam să facem recunoașterea. Spuneam celuilalt ce este aceasta sau unul ca să văd ce va răspunde celălalt și astfel îl prindeam. Adică atunci când nu înțelegeam sigur ce stație este, nu aveam încredere și tac-tac încercam să facem recunoaștere. Tot astfel și în viața duhovnicească, atunci când vedem că o stație este străină, trebuie să spunem, oare cu aceasta voi lucra? Dacă cineva înțelege că o stație este străină și totuși vrea să lucreze cu ea, atunci este grav. Cu atât mai mult atunci când știe că stația este nu numai străină, ci și vrășmașă și merge să lucreze cu ea. Vreau să spun că în privința legăturilor cu ceilalți, este nevoie de discernământ și atenție. Lucrul cel mai sigur este ca să te sfătuiești cu duhovnicul tău. Chiar și în discuții trebuie să fie credinciosul atent, deoarece uneori începe o discuție duhovnicească, dar sfârșește în pălăvrăgeală. Și nu ajunge că își pierde vremea, dar își pierde și sufletul său cu judecarea, căci nu avem dreptul să judecăm pe nimeni și nici situații. Dacă putem, după discuția ce o vom face cu durere, să căutăm să ajutăm o situație neplăcută. Nici pe cei morți nu trebuie să-i o sândim, pentru că sufletele tuturor oamenilor, din fericire, sunt în mâna lui Dumnezeu. Văd de câte ori se strică gândul multor oameni din pricina unui cuvânt neatent. Dacă ni s-ar cere impozit pentru cuvintele ce le spunem, știți cât de atenție am fim. Dacă ni s-ar spune, pentru atâtea cuvinte vei plăti atâta, ne-am măsurat cuvintele noastre. Când vorbim la telefon ne gândim ce vom spune, cât să vorbim, pentru că vom plăti. Acum se pierde mult timp cu vorbitul. Părinte, în scara se scrie despre clevetire că este nașterea urii. Simpla pălăvrăgeală poate avea în ea dragoste. Da, dacă cineva iubește mult un suflet și vede că alții îl invidiază, atunci poate spune și vreun cuvânt de clevetire împotriva acelui suflet, ca să nu-l mai invidieze ceilalți. Trebuie să le cercetăm pe toate. Însă un suflet stricat sau ispitit, care crede că este nedreptățit și pentru aceasta este puțin amărât sau revoltat, și luând pricină din ceva, își manifestă supărarea sa, poate face o astfel de vătămare în alte suflete, încât să întreacă chiar și pe diavolul. Iuda s-a supărat pentru risipa mirului ce l-a vărsat mironosița și a spus că mirul s-ar fi putut vinde, iar banii să se fi dat săracilor. Atunci au fost influențați și ceilalți apostoli care aveau hară. Ceea ce a spus acela era văzut corect pe din afară și ei au fost influențați de acel cuvânt, pentru că nu-i cunoșteau inima sa cea iubitoare de argint. Și iată că Hristos i-a dat lui Iuda punga cu banii ca să-și sature patima sa, dar Iuda lua din ceea ce se punea în ea. Părinte, ce poziție trebuie să ia cineva atunci când doi oameni care nu se înțeleg îi cer părerea? Dacă s-ar afla cineva cu oameni care au probleme personale între ei, este mai bine ca părerea sa să o spună în prezența amândurora, ca să nu ia fiecare vreun cuvânt al său precum îi convine și să-l folosească apoi ca artilerie grea, atunci când cuvântul aceluia are greutate, pentru a-l lovi fără milă pe potrivnicul său și să-l ajungă pe acela proiectilele pe neașteptate. Pe cât poate să evite astfel de oameni ca să aibă pace și să se poată ruga pentru pacea acestor oameni și, în general, pentru pacea lumii. Atunci când nu-i poate evita cu desăvârșire pe astfel de oameni scandalagi, să încerce cel puțin să evite multele cuvinte și să aibă mai puține tulburări. Nu are importanță dacă unii oameni n-au răutate, ci doar o simplă superficialitate, deoarece și aceștia cu superficialitatea lor creează probleme. Părinte, Oamenii care au dragostea împreunată cu discernământul au curăție sufletească? Sunt mai multe cazuri. Se poate ca de multe ori să fie și o politețe lumească. Iată, unii oameni au bunătate, au și politețe, dar aceasta nu înseamnă că au și noblețe duhovnicească, jertfire de sine. A exista însușiri bune este un alt subiect. Cel care are politețe lumească și se fățărnicește, poate face mult rău, pentru că celălalt este înșelat de fățărnicia aceluia și, deschizându-și inima, îi se risipește în cele din urmă evlavia sa față de omul lumesc, care nu știe ce înseamnă evlavie. Este ca și cum ar da lire de aur la oameni care nu cunosc decât drahmele de bronz. De aceea să caute să nu piardă cineva timpul său fără scop, dojenind duhovnicește pe oamenii care se odihnesc în discuții lumești, numai spre a-și plăcerile lor în mod egoist. Părinte, când cineva are o problemă și vine și o spune iarăși și iarăși, chiar atunci când problema lui s-a rezolvat oarecum, ce trebuie să faci? Prima dată se justifică să spună, să spună, să stea cu orele, atunci trebuie să-l asculți. Dacă nu-l asculți, va crede că te îngreuiezi de el sau nu-l înțelegi. După aceea însă, dacă va continua să spună mereu aceleași lucruri, să-i spui, acum nu te mai ascult, nu pentru că nu te-aș putea asculta, ci pentru că aceasta nu te ajută. Tu și vara o faci iarnă. Acum ești mai bine. Este primăvară. Peste puțin va veni vara. Tu te gândești vara la frigurile iernii și răcești. Uneori însă se observă următorul lucru, și chiar în relațiile dintre oamenii duhovnicești. Unul se duce să-și spună durerea sa la un oarecare, dar acela nu vrea să-l asculte ca să nu se lipsească de bucuria sa. Poate simula că este grăbit sau să schimbe vorba ca să-și păstreze pacea, dar aceasta este ceva cu desăvârșire satanic ca și cum ar muri cineva alături de mine și eu să merg mai departe și să cânt. Unde este a plânge cu cei ce plâng? Mai ales atunci când este vorba de subiecte bisericești serioase și, ca creștin, nu ia parte la neliniștea celuilalt, atunci omul acesta nu ia parte la trupul bisericii. Atunci când nu sunt de acord cu alții pentru o faptă a lor, aceasta înseamnă că am inimă aspră? nu ești de acord cu alții și ești de acord cu dinem. atunci nici Hristos nu te va îndreptăți pe tine la judecată. Se poate ca la un moment dat inima omului să se înăsprească precum piatra, dacă nu ia aminte, iar în alt moment să devină duioasă. Să dobândești inimă de mamă. Ai văzut? Mama pe toate le iartă și câteodată se face că nu vede unele neorânduieli să faci răbdare și să-i îndreptățești și să-i sufere pe ceilalți ca să te sufere și pe tine Hristos. Părinte, cum se lărgește inima? Atunci când justifici totdeauna neorânduielile, nedesăvârșirile, lipsurile celorlalți și în ele te oglindești pe tine însuți. Desigur, vicleanul ne poate aduce uneori gânduri asupra celorlalți și mai ales atunci când există vreo pricină. Stă însă în puterea noastră să le primim sau să le alungăm. Când ne punem în situația celuilalt, îl vom vedea cu simpatie și îl vom îndreptăți. După aceea, atunci când ceva nu se face din răutate, ci din superficialitate, aceasta îl veselește pe celălalt și nu pricinuiește împotrivire. A exista neputințe omenești este un lucru firesc, și general la toți oamenii. Dar este rău atunci când există intenție rea. Dacă celălalt este într-o stare sufletească rea, iar eu mă aflu într-una bună, îl pot influența? Dar dacă vrășmașul prezintă lucrurile astfel, de unde știi tu că te afli într-o stare mai bună? Atunci când cred că sunt mai bun decât celălalt și mă doare și mă întristez pentru el, trebuie mai degrabă să mă întristez pentru mine și nu pentru celălalt. Chiar și atunci când cineva vede că, într-adevăr, celălalt nu este bine, trebuie să-l îndreptățească și să-i afle circumstanțe atenuante. Numai pentru sine să nu afle circumstanțe atenuante, ci să se socoată mai rău decât ceilalți și să-l doară pentru halul în care se află el însuși. Unul ca acesta recunoaște că n-a făcut nimic pentru toate cele ce i le-a dat Dumnezeu și zice, Dumnezeule, nu mă lua în seamă pe mine, aruncă-mă departe, n-am făcut nimic bun, ajută-l pe celălalt. Cei care sporesc cu adevărat nu-și simt marea lor sporire, ci numai o mare zdrobire și smerenie și dragostea lui Dumnezeu împreună cu o veselie negrăită.